Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Minunata sărbătoare a intrării Mântuitorului în cetatea Ierusalimului. Citesc din Ioan, de la capitolul 12, versetele 12 până la versetul 19. A doua zi o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus la Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel. Isus a găsit un măgaruș și a încălecat pe el, după cum este scris, Nu te teme, fica Sionului. Iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el, la Isus. Toți cei ce fusese împreună cu Isus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis, deci, între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Frumoasa sărbătoare a intrării Mântuitorului în Ierusalim. Obișnuim să numim sărbătoarea aceasta sau foarte multă lume o numește sărbătoarea floriilor. Această sărbătoare de Duminica Floriilor, așa cum spunem, este cea care marchează începutul a ceea ce se numește săptămâna patimilor. De la Duminica Floriilor și până la Duminica Învierii Domnului Isus Hristos este săptămâna patimilor. Au fost suferințele Domnului Isus Hristos cele care au marcat săptămâna aceasta, patimile, suferințele Domnului. Tocmai de aceea se numește săptămâna patimilor, datorită suferințelor emoționale și fizice pe care a trebuit să le suporte Domnul Isus Hristos. Noi nu suntem sub robia păcatului, nu mai este păcatul cel care dom domină peste noi. Suntem eliberați de supedeapsa pedeapsa păcatului, tocmai datorită la ceea ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta a patimilor. Din cauza ceea ce a avut loc în această săptămână, vinovăția noastră care plana asupra capului nostru a fost dată la o parte. Condamnarea nu mai este peste noi și viețile noastre pot să reflecte de acum eliberarea aceasta pe care ne-a adus-o Dumnezeu. Prima duminică din această săptămână a patimilor, deci se numește săptămâna floriilor. Domnul Iisus Hristos tocmai plecase de la cetatea Betania, unde a avut loc minunata înviere a lui Lazar și ne spunea cuvântul lui Dumnezeu că toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când îl chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și iată acum este o mulțime imensă care intră alături de Domnul Isus Hristos în cetatea Ierusalimului. Când a ajuns la muntele măslinilor Domnului Isus Hristos, afară de porțile Ierusalimului, de poarta aceea pe unde urmas să intre Mântuitorul, atunci Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că a trimis doi din ucenicii săi care au mers în cetate și au găsit un măgăruș și mânzul unei măgărițe și uh, au adus uh, măgărușul la Domnul Iisus Hristos. Acesta a încălecat pe măgăruș, ei și-au pus hainele peste, peste măgărușul acesta și Isus a încălecat pe el. Ucenicii, într-adevăr, au mers alături de Domnul Isus Hristos și oamenii care erau acolo au fugit înaintea Mântuitorului și au început să ia ramuri din palmier, să le pună pe drumul pe care venea Isus, alții își luau hainele și le puneau pe drumul acesta pentru că, iată, vine Regele, vine Marele Împărat care intră în, în Ierusalim. Până în ziua aceea domnul Iisus Hristos nu a fost numit rege, nu a fost numit ca împărat, ca împăratul iudeilor, dar iată ziua aceasta Domnul nu ascunde, nu, nu oprește mulțimea să-l numească împărat, să-l numească rege, de acum este gata în mod vădit, acceptă lucrurile acestea și în mod public să fie dezvăluit că el este împăratul. Din aceste momente, misterul acesta, Isus acceptă să fie ridicat de peste el și el este recunoscut ca și Împăratul. Ce a fost foarte semnificativ în privința acestui moment și acestei sărbători este că acum, cum spuneam, începe săptămâna patimilor, dar de fapt începe numărătoarea inversă de la ceea ce este momentul când. Pentru păcatele noastre, prețul este plătit. Și Domnul Iisus Hristos aduce eliberare. Pentru înțelegerea noastră a ceea ce se întâmplă în lucrurile acestea, în perioada aceasta, în săptămâna aceasta, cu numărătoarea inversă, își vrea să relatez câteva din aspectele care au fost foarte evidente arătate în scripturi cu privire la momentul acesta al numărătorii inverse pentru acea clipă. Aș vrea să mă opresc întâi chiar la uh, grădina Edenului, în momentul creației și după căderea omului, când uh, cuvântul lui Dumnezeu ne spune uh, mesajul profetic dat de Dumnezeu, în Genesa capitolul 3, versetul 15, când Domnul spune în Scriptură, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, îi vorbește diavolului, sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. Arată e, metaforic faptul că va fi distrusă puterea diavolului, distrusă puterea întunericului. Iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Lucrul acesta arată faptul că e, va fi o suferință pe care o va provoca diavolul domnul, Domnului Iisus Hristos, celui care avea să-i zdrobească lui capul. E bine, acolo este un moment în care e, se spun lucrurile acestea și când începe săptămâna aceasta de la sărbătoarea floriilor, începe de fapt numărătoarea inversă spre momentul în care avea să fie e, lovitura de zdrobire a capului, a puterii pe lui și zdrobirea călcăiului seminței femeii. Începe numărătoarea inversă pentru împlinirea acestui cuvânt rostit în grădina Edenului de către Dumnezeu. Un alt mod în care putem să ne uităm la numărătoarea inversă sau un alt aspect care aș vrea să îl menționez este acela când tot în Genesa Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram. În capitolul 12 din Cartea Genesei, Dumnezeu vine și îi promite lui Avram binecuvântarea pe care i o va da. Și nu numai lui, dar binecuvântarea pe care o va aduce prin sămânța aceasta a lui Avram, care este evident referire la Domnul Isus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul i-a zis lui Avram, voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, în el și în sămânța lui care vine din Avram. Mai târziu Apostolul Pavel ne spune că sămânța la care se referă Dumnezeu când i-a vorbit cuvintele acestea profetice și de promisiune lui Avram este Isus Hristos. Hristos este sămânța. Și acum începe numărătoarea inversă. De la momentul în care sămânța lui Avram avea să aducă binecuvântare pentru toate neamurile prin jertfa Domnului Isus Hristos, a început numărătoarea inversă la acest, la acest cuvânt care trebuie să se împlinească. Tot la Avram aș vrea să mai luăm un, un eveniment și ar trebui să ne oprim la Muntele Moria. La muntele care, muntele Moria se consideră că este locul unde de fapt avea să fie răstignit Domnul Isus Hristos. Acolo Dumnezeu l-a chemat pe Avram să meargă pe muntele pe care îl va arăta și s-a urcat pe muntele acestea cu fiul său, cu Isaac, pentru ca să împlinească ceea ce i-a cerut Dumnezeu, lucru pe care în final Domnul sigur l-a împiedicat să-l facă. Dar Domnul ceruse să l aducă pe muntele Moria jertfă pe singurul său fiu în care au fost făcute promisiunile, făgăduințele sale. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne arată că a intervenit Dumnezeu când era cu pumnalul ridicat deasupra copilului său, a fiului său, ca să-l aducă jertfă pe altarul lui Dumnezeu, după ceea ce i-a cerut Dumnezeu, acolo a intervenit Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează că acolo Dumnezeu a trimis un berbec care era încurcat cu coarnele în niște tufe și i-a spus Dumnezeu, adul jertfă, adul jertfă, în locul fiului său. Dumnezeu avea să poarte de grijă de, de care trebuie să fie adusă și nu noi trebuie să fim cei care depunem jertfa, nici măcar cu copiii noștri, ci cel care depune jertfa este Dumnezeu. El va purta de grijă de jertfă. Era cuvântul pe care îl rostise Avram când l-a întrebat Isaac, Tată, unde este jertfa? Pentru că avem ceea ce ne trebuie, avem focul, avem lemnele, vom avea altarul, îl pregătim cu pietrele, dar unde este jertfa? Și răspunsul lui Avram a fost, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Domnul va purta de grijă pentru mielul, pentru jertfă și într-adevăr a purta de grijă în ziua aceea. Și acum este numărătoarea inversă la sărbătoarea aceasta a floriilor, a intrării în Ierusalim, este sărbătoarea care marchează începutul numărătorii, numărătorii inverse, care se apropie clipa când purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru mielul pentru jertfă, care este Isus Hristos, urmează să fie depus. Sau dacă vreți, luăm un alt eveniment. În cartea, în cartea Exodului este cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care Biblia ne arată despre faptul că Dumnezeu aduce eliberare, pentru poporul evreu, care este în robia egipteană. Și Dumnezeu le spune acestor oameni cum trebuie să procedeze. Și este sărbătoarea Paștelor așezate atunci, sărbătoarea aceasta a unei săptămâni întregi în care este sărbătoarea pregătirii și, vede, sărbătoarea minunată a Paștelor. În vederea pregătirii le spune Dumnezeu ce să facă și fiecare dintre capii de familie trebuia să înjunghe un miel și cu sângele, să ia sângele, să-l pună într-o strachină și să înmoaie uh, un mănunchi în, 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 în sângele acelea și să ungă stâlpul de sus și pragul de sus și stâlpii de, din lateralul ușilor unde erau ei. În noaptea aceea urma să treacă îngerul morții și să lovească toate casele, și toți întâi născuți din locuințele în care nu este semnul sângelui, vor fi loviți cu moartea. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Era un mod în care Dumnezeu voia să arate eliberarea care este adusă. Eliberarea vine prin sânge, prin sângele mielului lui Dumnezeu, care este Isus Hristos și în Duminica Florilor, în Sărbătoarea Florilor, începe numărătoarea inversă a depunerii jertfei de sânge a Fiului Lui Dumnezeu, Mielului Dumnezeu. Ioan când l-a văzut pe Iisus Hristos era înconjurat de mulțimi, îi boteza pe foarte mulți în apa Iordanului și l-a văzut deodată pe Domnul Isus și spune Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Când Ioan botezătorul l-a văzut pe Isus. A îndreptat privirile spre El, atenția spre El și a spus mulțimilor, iată, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Era vorba de Domnul Isus Hristos. Acum, la sărbătoarea aceasta a intrării în Ierusalim, începem numărătoarea inversă a depunerii jertfei de către mielul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, aș vrea să mă opresc și la un alt episod pe care îl găsim în cartea Leviticul. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în sânge este viața. Și atunci când a vorbit Dumnezeu poporului din Vechiul Testament, în capitolul 17, la versetul 11, Domnul a spus despre faptul că în sânge este viața și că prin sânge și viața din el, sângele face iertarea, ispășire. Ascultați cât de clar spune Domnul lucrul acesta. Viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Tot parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu i-a învățat că prin viața care este în sângele animalului care este jertfit, prin care apoi ei stropeau uneltele din cort, stropeau hainele preotului, preotul era stropit, mulțimea, poporul era stropit cu sânge, până și cortul era stropit cu sânge, prin viața pe care o are în sânge atunci când este înjunghiat un animal, prin viața care este în sânge, el face iertare, este înlocuitorul celui pentru care s-a adus jertfa respectivă. La fel, acum este numărătoarea inversă pentru momentul când se depune viața din sângele lui Iisus Hristos. În momentul în care este crucificat și începem numărătoarea inversă, este depusă jertfa pentru iertare. Prin viața din sângele lui Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, ne arată că noi suntem cei care am primit iertarea. Dumnezeu ne-a adus eliberare, Dumnezeu ne-a adus iertare. Dincolo de aceste imagini deosebit de concludente pe care le avem cu referire la ceea ce menționa Dumnezeu că trebuie să vină. Iar sărbătoarea florilor marchează numărătoarea inversă, începutul numărătoarei inverse imediate pentru evenimentele care trebuie să culmineze cu împlinirea celor lucruri despre care a vorbit Dumnezeu, dincolo de aceste evenimente pe care le-a remarcat Domnul prin aceste întâmplări, situații pe care le relatează Vechiul Testament, aș vrea să mă opresc cel puțin la două cuvinte profetice la doi profeți ai Vechiului Testament care menționează despre eh, numărătoarea aceasta inversă care începe și despre momentul culminant spre care ne duce Duminica Floriilor. Iau pe Profetul Isaia, capitolul 53 din Cartea Profetului Isaia. Este minunat modul în care cu 750, cu 750 de ani înainte de a se întâmpla aceste lucruri a fi înfăptuite de către Domnul Isus Hristos, 750 de ani înainte. Profetul Isaia vine și remarcă lucrurile acestea. Citesc Isaia 53 de la versetul 1. Este ca și cum ar spune despre lucruri care se întâmplă atunci, dar le spune cu, 500, cu 750 de ani mai repede. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Până la 32 de ani, Isus a trăit o viață obișnuită, o viață normală, la 30 de ani. Isus nu a fost ceva special. El a venit ca un om. Spune la un moment dat însă, atunci când împlinește lucrurile pe care trebuia să le ducă la îndeplinire prin sacrificiu, prin jertfă, a ajuns să fie, zice, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Noi nu l-am băgat în seamă, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit, de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El prin rănile Lui. Suntem vindecați, suntem tămăduiți. A început la florii, la sărbătoarea intrării în Ierusalim, numărătoarea inversă, imediată, pentru împlinirea acestor lucruri. Noi rătăceam ca niște oi, cu toții rătăceam ca niște oi, zice, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a n-a deschis gura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte, pentru păcatele poporului meu, pentru noi a fost lovit de moarte. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaci, va trăi multe zile, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui, se va înviora prin cunoașterea lui, robul meu va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua povara nelegiuirilor lor. De aceea, zice Domnul, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari, va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că, fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Aceasta a făcut Domnul Isus Hristos. Și acum începem numărătoarea inversă imediată, pentru că se apropie clipa când se întâmplă ceea ce spunea cuvântul profetic cu 750 de ani înainte de aceste lucruri. Apoi un alt profet spuneam că cel puțin doi profeți iau încă și din Zaharia. În Zaharia, capitolul 9. Profetul Zaharia menționează exact lucrurile care se petrec și sunt relatate aici în Evanghelii, așa cum am citit și în Cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 12, de la versetul 12 în continuare. Iată ce spune Zaharia, aproximativ 500 de ani înainte de a se întâmpla lucrurile acestea. Gândiți-vă, noi suntem în 2000 și, da? Gândiți-vă cu 500 de ani înainte să fi spus cineva, iată ce se va întâmpla, peste 500 de ani. Și Domnul Iisus Hristos a împlinit cuvintele acestea profetice. De fapt au fost la venirea Domnului Iisus Hristos și până când El a, a plătit prețul iertării noastre, au fost împlinite cel puțin 300 de profeții cu privire la Iisus. Mai sunt încă multe care trebuie să se împlinească după ce El a plecat. Unele s-au împlinit, altele trebuie să se împlinească pentru revenirea Mântuitorului în slavă. Citesc din Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Domnul Iisus a zis, să-i se aducă măgărușul acela pe care n-a încălcat nimeni. Totul era pregătit. A știut că trebuie să intre în Ierusalim în felul acesta. N-au mai fost împărați care, dacă intră într-o cetate care a fost sau este cucerită, să intre călare pe un măgăruș. Nu, nu. Intrau probabil pe un cal alb, intrau probabil într-o ă, caleașcă, intrau probabil într-un car de război, dar despre Isus. El a venit călare pe un măgăruș, pentru că trebuie să fie un smerit, un împărat care vine să-și dea viața, să cucerească prin dărnicie, prin dragoste, prin bunătate, prin sacrificiu. De aceea a venit Domnul Isus Hristos. Oamenii aceștia au profețit, Isaia și Zaharia, am luat pe cei doi e, profeți. Călărește pe mânzul unei, unei, unei măgărițe, pe mânzul e, acesta pentru că este umil și este blând. A venit ca și un slujitor pentru mântuirea noastră. Este foarte semnificativ. A început numărătoarea imediat inversă pentru ceea ce trebuie să se împlinească. Duminica florilor vorbește despre Isus Hristos ca fiind cel care a cucerit moartea, iadul și a biruit pe satan, a biruit mormântul. Duminica Floriilor ne aduce acest lucru extraordinar. Atenție, începe numărătoarea inversă pentru ceea ce Dumnezeu a hotărât de multă vreme, de mii de ani și a spus că urmează să se întâmple. Este numărătoarea inversă însă la care trebuie să ne gândim că nu este mult până când vom sta în fața regelui regilor, împăratului împăraților, judecătorului mare, a Domnului Iisus Hristos, pentru că dacă s-au împlinit profețiile despre El, peste 300 la prima lui venire, urmează să se împlinească și celelalte pe care le-a făcut Dumnezeu despre El. Într-o zi vine ca împărat al împăraților și să fie și judecător, să aducă împărăția celor care îl așteaptă și sunt ai lui, să aducă judecata și condamnarea celor care l-au respins. Va veni acel moment, atunci, atunci Iisus nu va mai veni ca și slujitorul blând, umil, smerit, ci va veni ca și judecătorul acela care va face dreptate, va aduce condamnare, va aduce eliberare în funcție de ceea ce am ales fiecare. Pe ce se bazează judecata lui? E, lucrul va fi foarte simplu. Mai primit, mai acceptat pentru ca să fiu singurul, de fapt, pentru tine, pentru viața ta, care pot să-ți dau mântuire, salvare, pentru că nu exista un alt nume și nu va exista niciodată în care tu trebuie să fii mântuit. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am oferit? Care a fost răspunsul pe care tu mi l-ai dat? Iisus a intrat în cetatea Ierusalimului, mulțimile au început să aclame, să ovaționeze, l-au așteptat. Au venit preoții din vremea aceea, oamenii religioși și au spus, ceartă-ți ucenicii, să oprește pe oamenii aceștia. Cum să oprească? Acolo era mulțimea oamenilor care au văzut învierea lui Lazăr doar cu puțin timp înainte s-a întâmplat că Iisus Hristos a înviat un om care a fost mort de patru zile. Acolo era probabil omul acela care a fost eliberat de o Multă, mare, mare mulțime de demoni și uh, a fost în Gadara o mare mișcare încât omul a fost așa de, de, de mult pus uh, în uimire de ceea ce s-a întâmplat și alții împreună cu el. Acolo a fost Maria Magdalena care uh, este plină de bucurie și de dragoste pentru că Isus intră în cetatea Ierusalimului, ea a fost cea care a fost eliberată de tot felul de duhuri, de uh, tot felul de păcate. Acolo a fost orbul Bartimeu, este Zacheu, directorul de la Vamă, care are viața schimbată. Acolo sunt ucenicii care au văzut minunile Domnului. Au fost sute dintre oamenii care au primit din mâncarea pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o când a înmulțit pâinile și peștii. Acolo au fost oamenii liberați, oamenii vindecați. Cum să-i oprești? Să nu strige Osana, fiul lui David. A început numărătoarea inversă pentru intrarea lui Isus în Ierusalim și pentru lucrarea aceea maestoasă pe care Domnul a venit să împlinească jertfa lui și învierea lui. Acum este prima duminică din săptămâna patimilor, săptămână care se va încheia cu triumful Domnului Isus Hristos prin învierea sa, învierea sa triumfătoare. Dar, dragii mei, este numărătoarea inversă pentru momentul când Isus va veni. Ce faci? Cum răspunzi? Acum ai ocazia din nou să-ți amintești de lucrarea făcută de Domnul ce a săvârșit pentru tine, pentru viața ta. Primește-l în inima ta, lasă-l să fie Domn și Mântuitor în viața ta, să transforme tot mai mult ființa ta, pentru că atunci când El va veni, să fii pregătit, Dumnezeu, să te ajute.